Marius Dulce, președintele Organizației Municipale a PSD Călăraș și candidat la funcția de primar al municipiului Călăraș, a declarat în cadrul unei conferințe de presă că după 16 ani vor câștiga alegerile la nivel local. Domnule președinte, mă bucur că ați ajuns la noi, în organizația noastră, și cu siguranță prezența dumneavoastră ne dă putere sporită. Noi suntem o organizație în creștere, în creștere sigură, pentru că în 27 septembrie vom câștiga la Călăraș. Municipiul Călăraș va fi, după 16 ani, va fi un municipiu roșu. Vom câștiga cu siguranță pentru că ajunge cu această administrație PNL, care a demonstrat că banul public este numai al lor. Este pușculița lor de casă. Banul public este pușculița lor de casă. Niciun călărășan, nicio firmă călărășeană nu a avut acces la lucrare. În Călăraș se derulează peste 500 de miliarde, valoare de peste 500 de miliarde lucrări și nicio firmă din Călăraș nu lucrează. Nu se mai poate la Călăraș tolera această administrație. Ne minte cu desene, cu filmulețe, mai nou acum nici n-a terminat bine un bulevard, care dacă puneam bani lângă bani, 90 de miliarde cât a costat, 840 de metri liniari, puteam să-l facem numai pavat în monedă. Drept urmare, cred că călărășenii vor fi alături de noi și în 27 septembrie, domnule președinte interimar, vom transforma Călărașul în oraș roșu, câștigător, pentru că nu se mai poate. La Călăraș nu mai trebuie tolerată această administrație PNL. Vă mulțumesc dacă aveți întrebări. Domnul Vince, am văzut că a fost foarte critic ales administrație din Călăraș. Cum vedeți așa? Păi nu vedem, că eu n-am un război cu administrația PNL. Eu sunt reprezentantul cetățenilor, fac politică pentru oameni, vreau să-i reprezint și când vezi că banul public este cheltuit fără rost. Condițiile de lucru, ați văzut, e bulevardul Titulescu, că eu am o problemă cu acel bulevard și mergeți, vă rog, să filmați. Mergeți pe acel bulevard, 90 de miliarde, 820 de metri, liniar. Vedeți că e viu colorat astăzi, că trage tare să mai păcălească iarăși electoratul cu aceste culori, cu ce mai desenează el pe acolo. Dar, în schimb, dacă mergeți și vedeți că e jaf de bani public. Acolo, dacă puneam leuț lângă leuț, îl pavam un bani. Vedeți ce fel, ce bătaie de joc. În bătaie de joc s-a lucrat acolo. Vedeți cum plachează piatra aceea pe acele jardiniere care le aruncă din avion, așa, și este materialul. De ce trebuia dărâmate jardinierele care erau pe zona dintre Cornișei și București, ca să spargem niște jardinere de beton, să punem alte jardinere de beton. De ce trebuia scos betonul acela de 70 de centimetri, care era încă verde, care cunoașteți și care sunteți ingineri de meserie, ați văzut, da? Și să faci o încărcătură care nu și are rostul acolo. Și ai transformat, dacă ați văzut, treceți pe București, în albia aceea, vă duceți într-o ușoară groapă și mergeți mai departe. Băi, fraților, sunt bani publici, cum să ne batem joc de ei? 90 de miliarde, terminam cartierul Mircea Vodă de asfaltat. Ne rămânea bani să terminăm și cartierul Farfuria. Băi, fraților, ne batem joc de banul public, nu e al nostru. Noi gestionăm banul public acolo. Ei au transformat acești bani în pușculița lor proprie. Și ne râde în nas. Știți foarte bine, la ședințele de Consiliu, când eram acolo, pentru că n-am mai fost în executiv, suntem în opoziție, dar am mai cumpărat un consilier de la PDS, care între timp a ajuns viceprimar, și împreună cei 11 consilieri ridicau la comandă și totul se transforma și ne luam un râs. Fraților, să facem, așa cum a spus și domnul președinte, interimar, noi suntem acolo să facem administrație pentru oameni, să facem administrație pentru cetățeni, s-a terminat campania electorală, haideți să aducem proiectele pe Făgașul cel Bun. Nu să cheltuim banii fără rost. Noi acum nu putem să spunem că Călărașul are semnate proiecte europene, dar suntem campioni la cheltuirea acelor 15 milioane de euro, 670 de miliarde.
vechi în care nu vedem nimic. Vă întreb și pe voi, de ce poșta veche a trebuit să luăm 61 de miliarde, 6 milioane 100, în septembrie anul trecut, să le finanțăm din bugetul propriu, dar din împrumut de fapt, da? Și care să plătim și dobândă la pareș, da? Ca să nu terminăm nici peste un an de zile. Știți cumva că au venit banii de la Ministerul Dezvoltării azi? Dacă eu n-am auzit. Și așa mare transparența la primăria Călăraș că am făcut o interpelare în Consiliul Local și nu mi s-a dat răspuns nici azi. Am spus la bugetul pe anul ăsta, în luna februarie, am spus, dați-ne un raport, la consilier prin care să vedem ce s-a cheltuit din aceste împrumuturi. Să știm exact unde și cum s-au cheltuit. Eu n-am văzut nimic. Îmi rămâne decât pe 544 să fac ca orice cetățean și să-mi dea răspunsul, să-l găsesc eu, de fapt, după 27, să văd ce au făcut cu acești bani, să vedem cine a semnat recepția și cine va semna recepția pe aceste lucrări, pentru că, așa cum v-am spus, nu corespunde nimic cu proiectul inițial. Lansomat public, domnul primar, Răgulin, care din 27 septembrie nu va mai fi. Da? Să vină cu filmulețele, să vină cu desenele, să le prezinte public, să mergem împreună cu consilierii pe acest bulevard, să vedem dacă seamănă ceva. Nu seamănă nimic. Administrația aceasta, în ultimii ani, și-a bătut joc de cetățenii din Călăraș. Nu este posibil să dărâm o piață, vorbesc de piața Big, în condițiile în care vine iarna. Știți foarte bine, dacă vă duceți, cum se lucrează acolo. Nu se lucrează mai deloc. Pe nicăieri. În cartierul Măgureni, investiție de 55 de miliarde, canalizare, menajeră și pluvială, a fost promovată de PSD de 4 ani de zile, se lucrează ca amel. Că oricum știu că nu iau voturi acolo. De ce să lucrăm să facem? Și culmea este, atunci când firmele noastre s-au închis, din cauza pandemiei, din cauza că n-au de lucru pentru muncitori, pentru că primăria n-a mai încurajat nimic pentru firmele cărăieșene, cel puțin 10 sau 12 firme de profil pe canalizare și apă, au dat faliment în Călăraș. Firmele acestea lucrează cu cetățeni albanezi. Am ajuns acolo și am crezut că sunt în altă parte, când mi-au spus că sunt cetățeni albanezi. Dar dacă dădea sub antrepriză la 5-6 societăți din Călăraș, număream gradul de viteza de execuție și în câteva luni de zile terminam aceste lucrări? Nu! Trenăm, trenăm, trenăm. Bătaie de joc la adresa cetățenilor, frate. Asta este la Călăraș astăzi. Suntem campioni la cheltuirea banului public fără rost. M-a rostut o întrebare. Spuneați de cheltuirea banului public. Ce părere aveți despre moștenirea pe care o veți prelua ca viitor primar privind împrumuturile acelea bancare fabuloase până în 2034? Deci, în primul rând, voi verifica tot ce s-a făcut cu acești bani. Vom ști ce lucrări s-a dat, în ce stadiu sunt, vom vedea ce, la ce grad de lucru au ajuns acolo, de execuție, și atunci vom vedea ce facem cu aceste împrumuturi și acești bani. Este clar că trebuie să ducem pe zona de fonduri europene și să accesăm tot ce se poate. Să vedem pe ce se laudă că a semnat. Că, da, au zis că au făcut câte proiecte. Nu, e o minciună din asta, se știe foarte clar pe acea axă accesată de primărie. E o axă care s-a dat la toate, municipiile, de 25 de milioane de euro, pe care trebuia să facă proiecte. De 4 ani de zile tot se chinuie să facă acele proiecte. În final au semnat, am înțeles, anul trecut, și sunt în acel grad, pentru că ne acuza că de ce n-am făcut o poziție. Păi mai, fraților, noi am făcut o poziție constructivă. Am făcut pentru cetățenii din Călăraș. N-am vrut să blocăm proiecte. Am vrut să accesăm, să aducem bani, să lucreze societățile din Călăraș, pentru că numai așa putem să creștem. Dar ce să facem cu administrația asta care tot timpul a mințit, minte la nivel central, minte la nivel local și minte în fiecare zi. Întrebați-i câtă datorie are la ora asta. Întrebați-i că a dus primăria în faliment. Au datorie de peste 150 de miliarde la ora asta la terți. Da? Și nu-i interesează. Spun, vedem noi ce facem după ce plecăm. Dacă nu se descurce ei, nu-i nimic, plecați, avem soluții.